Secretomanie fără motiv la CMC. Aleșii municipali discută în ședințe închise subiecte ce îi vizează direct pe cetățenii care le-au acordat votul. Prezentarea schemelor cu reparația drumurilor și a rapoartelor, care, în opinia consilierilor, ar conține informații confidențiale, au fost discutate în mare taină într-o ședință la care presa a avut accesul interzis. În raportul menționat sunt date referitor de aspecte financiare, dar și personale a oamenilor care au fost implicați la evaluarea ofertelor pentru Bulevardul Ștefan cel Mare. Respectiv, este accesibil doar persoanelor decidente în cazul nostru. Cetățenii se arată indignați de faptul că responsabilii trăgânează aceste reparații ale drumurilor. Mai mult, oamenii bănuiesc pe bună dreptate că există și motive mai puțin ortodoxe pentru care aceste lucrări sunt trăgânate. Eu știu una, că trebuie să termine o bucată complet și apoi să sape alta, dar o spapat ca cârtițele tot cineva. Это тот случай, когда нельзя верить ни одному слову. Мне непонятно впечатление, что специально тянут, ведь это можно сделать было намного быстрее. И погода тут не при чем. În timp ce oamenii se plâng pe nepăsarea autorităților și spun că responsabililor nu le pasă de capitală și de nevoile oamenilor, de condițiile decente de trai, Nistor Grozavu, viceprimarul capitalei, dă asigurări că într-o lună lucrările de reparații vor fi finalizate. Au rămas aproximativ 32.000 de metri pătrați de pavaj pentru trotuare și pentru pistele pentru bicicliști. Asta aproximativ, dacă vorbim din trotuare, 40%, dacă vorbim din volumul total, deci aceasta este mai puțin de 3-4%. Deci o să facem tot posibilul ca să fie la data aproximativ de 25 august aceste lucrări finalizate. Precizăm că lucrările de reparație a bulevardului au început în luna iunie 2015, iar inaugurarea a fost amânată de mai multe ori.